Am accentuat totodată sprijinul ferm al României pentru perspectivele de integrare euroatlantică a Ucrainei, în conformitate cu atașamentul nostru ferm pentru deciziile summitului NATO de la București din anul 2008, dar cu sublinierea necesității de a face pași concreți înainte pentru a face aderarea Ucrainei un proces concret, predictibil. All allies agree that NATO's door remains open, that Ukraine will become a member of NATO, and that this is a decision that only allies and Ukraine can make. Russia does not have a right to veto NATO enlargement.